Vă spunem un bun venit la a doua sesiune și ne-am adunat împreună să-L onorăm pe Dumnezeu. Vrem ca această lucrare de unitate, nu vrem să rămână doar la un eveniment anume, nu vrem să fie legată doar de o zi anume și nu vrem să fie legată doar de o clădire, ci această conferință vrem să afecteze profund bisericile care ne-am adunat astăzi aici și să ducem la îndeplinire scopul pe care îl avea Apostolul Pavel, care scrie în Efeseni, în capitolul 4, cu versetul 16. Din el, tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare închetură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți, în măsura ei, și se zidește în dragoste. Am vrea ca această conferință să aprindă în noi această scânteie în care să îndeplinim ceea ce spune aici, să zidim Biserica lui Dumnezeu în dragoste, să ne binecuvinteze Dumnezeu să avem puterea să ne iubim unii pe alții. Apoi, al doilea scop acestei conferințe este să dea la o parte barierele care există între noi. Și apoi, al treilea scop este să lucrăm împreună. Amin? Să lucrăm împreună la echipare, să lucrăm împreună la zidirea bisericii în dragoste și apoi să lucrăm împreună la evangelizarea celor pierduți. Dumnezeu să ne ajute! Aș vrea să ne ridicăm în picioare și să facem o rugăciune în privința aceasta. În primul rând, vrem să chemăm binecuvântarea lui Dumnezeu peste a doua sesiune. Dumnezeu ne-a binecuvântat în prima sesiune prin mesajul pe care fratele Nelu l-a avut. Dumnezeu ne-a cercetat, Dumnezeu ne-a vorbit. Să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să punem în practică. Și apoi să rugăm din nou ca în această a doua sesiune Dumnezeu să ne vorbească din nou, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar totodată să rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să închegăm relații, legături sfinte între noi ca biserici. Amin? Haideți să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Te slăbim și te lăudăm, Dumnezeule Tată, stăm înaintea Ta, binecuvântăm numele Tău, Dumnezeule, și slăvim numele Tău cel Sfânt, Tată. Doamne, vin și-n genunchez, ție îți mărturisesc, fără tine aș cădea. Doamne, vin și îngenunchez, haideți! Doamne, vin și îngenunchez, ție îți mărturisesc, fără tine aș cădea, doar Tu ești odihna. Eu de Tine am nevoie. Eu de Tine am nevoie. Am nevoie mare. Tu ești neprihănirea mea și a mea. Eu de Tine am nevoie, am nevoie mare. Tu ești neprihănirea mea și a mea apărare. Acolo unde-i mult păcat, e har mai mult nemăsurat. Hristos în mine asta e,
în cale vii. Eu mă las, Iisus, pe al tău braț. Ești speranță și alin. Haideți, de tine am nevoie. Eu de tine am nevoie, am nevoie mare. Tu ești, tu ești neprihănirea mea și a mea apărare. Doar sala când eu de tine. Frați și surori, ne bucurăm în ziua aceasta minunată pentru harul acesta pe care Dumnezeu ne l-a dăruit de a fi astăzi împreună la această minunată conferință și o frumoasă temă care o abordăm în ziua aceasta prin frații noștri care au venit în mijlocul nostru, să fim una. Salutăm pe toți care au venit la această conferință, apoi pe frații noștri care ne-au vizitat și prin harul lui Dumnezeu sunt în mijlocul nostru. Domnul să-i binecuvinteze și să lasă ungere peste ei în continuare. Avem nevoie de astfel de conferință, avem nevoie de o astfel de temă în vremea aceasta, să fim una. Luând în calcul că Biserica Domnului este singura care este lumina lumii, este singura care este sarea pământului, este singura care este o cetate așezată pe un munte care nu trebuie să rămână ascunsă, avem nevoie de un astfel de mesaj, să fim una. Luând în calcul rugăciunea Domnului nostru Iisus Hristos din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, dorința Domnului Iisus Hristos în această rugăciune a fost ca noi să fim una. Vreau să citesc un verset din această rugăciune, Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 21. Mă rog ca toți să fim una, cum Tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Iată, această dorință a Domnului nostru Iisus Hristos a fost ca noi să fim una, pentru ca lumea aceasta să creadă că Domnul Iisus Hristos a fost trimis de Tatăl. Este cea mai frumoasă predică, iubiții mei, frați și surori, să fim una. Impactul, dacă vreți, impactul bisericii primare a fost unitatea. Ei erau, spune Biblia, erau una în gândire, toți erau o inimă și un suflet și norodul îi lăuda în gura mare. Dacă preoții de pe vremea aceea s-au întors la credință, dacă mulți oameni s-au întors la credință, dacă un impact așa de minunat a avut biserica primară, a fost datorită unității ei, slăvit să fie Domnul. Așa cum ne-a vorbit cuvântul Domnului prin fratele Nelu, este bine ca în vremea aceasta să ne verificăm fiecare dintre noi relația noastră cu Domnul, pentru că omul lui Dumnezeu, Ioan, ucenicul dragostei, aș vrea ca să mai citesc un verset și apoi voi încheia, spune că unitatea aceasta va veni, o vom avea, dacă noi vom avea această părtășie cu Tatăl. Iată ce spune în 1 Ioan, capitolul 1, spune versetul 5, vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Și versetul 6 la care vreau să ajung, vă rog să fiți atenți. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă
umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții, există această unitate în mijlocul nostru și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Nu trebuie să ne mai frământăm de unitate atunci când avem această părtășie cu Tatăl. Unitatea va fi în inimile noastre și va fi în bisericile noastre. Totul depinde de la această părtășie sau de la această relație cu Dumnezeu. Amin. Vă salut și eu cu respect în numele Domnului Iisus Hristos și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Mă bucur în mod deosebit să fiu împreună cu câțiva din Biserica Betania în ziua de astăzi, împreună cu dumneavoastră, și aș vrea să felicit inițiativa organizatorilor, care mi s-a părut una foarte bună și foarte inspirată în a organiza o astfel de conferință cu astfel de tematică. De altfel, vreau să vă spun că suntem aici pentru ca să învățăm și să ne adăpăm sufletele din Cuvântul lui Dumnezeu. Am avut harul și ocazia să fiu în prezența celor doi invitați timp de 4 ani de zile și am învățat din Cuvântul lui Dumnezeu, în mod special de la fratele Ioan Brie și de la fratele Moise Ardelean, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și vreau să vă spun că sunt de 13 ani stabilit aici, dar nu am văzut o comunitate evanghelică românească mai dezbinată decât cea din Londra. Cu părere de rău trebuie să spun lucrul acesta și cu durere în suflet, și ca dovadă este numărul extrem de mare de biserici, peste 40 de biserici evanghelice în Londra. Nu e rău, dar e rău că nu suntem uniți, e rău că nu simțim împreună la lucrarea lui Dumnezeu, e rău că nu ne vedem bine unii pe alții și nu ne ajutăm unii pe alții. Și, dragii mei, vreau să vă spun că, după părerea mea, cred că a sosit vremea când să construim poduri și nu ziduri între noi. A sosit vremea când să dăm mână cu mână, să punem mână de la mână și să construim împărăția aceasta care crește vizibil și care într-o zi Hristos va veni să o ia la El acasă și care se numește Biserica Domnului. Slăvit să fie în numele Lui! Vreau să mă rezum la un singur verset de salut din partea Bisericii Betania pentru toți cei care sunteți astăzi aici adunați în sala aceasta. Și versetul este din Iosua, capitolul 23, versetul 11. Vegheați, dar, cu luarea minte asupra sufletelor voastre, ca să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru. Amin. Atunci când îl iubești pe Domnul, atunci îl iubești și pe frați, atunci iubești și biserica Domnului, atunci se leagă părtășii, atunci lucrurile sunt frumoase și merg pe un drum bun. Să nu lăsăm ca referendumul, de exemplu, să lucreze la unitatea noastră, că ne va despărți, ne va împrăștia, ci să rugăm pe Domnul ca Harul Său și Duhul Său cel Sfânt să ne unească, să lase binecuvântare, să lase călăuzire și, în mod deosebit, să călăuzească slujitorii bisericilor și pe toți cei care suntem astăzi împreună, să ne unim în slujba Domnului și să-L căutăm pe Domnul din toată inima, căci iată, El este gata să vină pe norii cerului și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Slăvit să fie Dumnezeu, că El este bun și îndurător și ne iubește pe toți care suntem aici și pe cei care nu sunt aici. Un bărbat la aproximativ 40 de ani s-a dus într-o zi la medic, că se simțea foarte rău și a zis să-și facă și el niște analize, că nu și-a făcut vreo 20 de ani analize. S-a dus la medic, după vreo câteva ore au venit rezultatele analizelor și i-au spus: domnule, dumneavoastră mai aveți de trăit foarte, foarte puține zile, aproximativ 2 săptămâni. Ce ați făcut în toți anii aceștia? Cum de n-ați venit până acum? Se putea face ceva pentru voi, pentru tine. A dat din numeri și a zis: domnule, dacă nu se mai poate face nimic, asta e. S-a întors spre casă și, întorcându-se spre casa lui, spre familie, s-a uitat la copaci.
S-a uitat la râu, s-a uitat la stele, s-a uitat la cer, s-a uitat la tot ceea ce îl înconjura și a spus așa: în ziua când voi nu veți mai fi, eu voi pleca, să știți că eu sunt veșnic. Să știți că eu sunt veșnic, eu plec, mai am puține zile, dar să știți cerule, să știți voi stele, să știți tu apă, să știți tu pământ, că eu sunt veșnic, că așa m-a creat Dumnezeul meu. Te-a iubit oameni ai lui Dumnezeu. Noi, cei care suntem aici, suntem veșnici, datorită celui care este veșnic în vecii vecilor, Dumnezeul cerului și al pământului. Aș vrea astăzi, data aceasta importantă, să realizăm și noi, ca și creștini, în comunitate, Biserica Domnului Iisus Hristos, că noi suntem veșnici. Noi nu vom moșteni glia aceasta, pământul acesta. Noi suntem făcuți să trăim cu Dumnezeu pentru totdeauna. Slăvit să fie Dumnezeu! Am să citesc un verset din 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 8. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: dar prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Slăvit să fie Dumnezeu! Vreau să mai citesc alte două versete. Din cartea profetului Osea, capitolul 6, versetul 2: el ne va da iarăși viața în două zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea lui, slăvit să fie Dumnezeu! Profetul profețește prin profetul Amos și spune că slava acestei case de pe urmă va fi mai mare decât cea din tâi. Iar Ezechiel spune la fel. Nu știu cum spunem noi că este biserica secolului 21, dar eu am nădejde aceasta, că Dumnezeu în a treia zi, așa cum am citit, își va scula, își va trezi poporul său. Trăim vremea aceasta de pe urmă, iar Ioan capitolul 2 spune așa, nunta profetică, că vinul cel mai bun este lăsat la urmă, slăvit să fie Dumnezeu și binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Știu că se întâmplă multe la ora actuală în biserică, dar eu mai cred în cuvântul lui Dumnezeu care spune așa, că va aduce o trezire în vremea de pe urmă și că vinul cel mai bun este lăsat la urmă, slăvit să fie Dumnezeu. Nu știu dacă ai credința să spui lucrul acesta, dar îndrăznesc să spun, iubiți conducători, păstori, vremea cea mai bună este acum, la urmă, că Dumnezeu își va ridica din prăbușire poporul său, lucrătorii săi, biserica Domnului, și va face isprăvi mari. Slăvit să fie Dumnezeu și binecuvântat să fie numele Lui în veci de veci. Efeseni capitolul 6 spune așa: voi nu aveți de luptat împotriva unii altora, ci voi aveți de luptat împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva durilor răutății, împotriva vrășmașului. Deci spate în spate și noi avem un singur dușman, vrășmașul. Motivația la care aș vrea să vă îndemn și cu respect să vă invit să stăm ridicați este ca Dumnezeu să aducă o trezire spirituală în Londra. Ce spuneți? O trezire care își are originea Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El poate să facă o lucrare pe care noi nu o putem face. Noi putem iniția întâlniri după întâlniri, dar este unul singur care poate să aducă o trezire spirituală în inima mea, în inima dumneavoastră și în inima bisericii penticostale, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În a treia zi ne va scula din nou și ne va da iarăși viața, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Să ne rugăm, să ne unim, să spunem: Doamne, lucrează o trezire spirituală, amin. Slăvit să fie numele.
invit să vă ridicați și cu atenție și mare respect să ascultăm un text biblic. Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 5. Pagina 1151 în Biblia, traducerea Cornilescu. Filipeni 2, primele 5 versete. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângăiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slabă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Amin. Vă rog să vă reașezați. Iubiți frați și surori, dragi participanți la această conferință, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în această frumoasă sală. Vă salut pe toți cu dragoste în numele Domnului Iisus și vă rog să primiți salutările pe care le aduc din România în mod deosebit. Din Arad, acolo unde mi este locuința și unde slujesc ca și păstor. Apoi vă aduc salutări și din alte locuri din România, de la București și de la biserici pe care le-am vizitat în ultima vreme. În urmă cu o săptămână mă găseam în Republica Moldova, mai exact la Bălți, acolo unde timp de 2 zile am participat la congresul pentecostalilor care sunt în Republica Moldova. Și m-am întâlnit și m-am cunoscut cu frați păstori care au plecat din Republica Moldova în urmă cu mai mulți ani și unii slujesc în Germania sau în alte părți din Europa, alții în Statele Unite, și au venit la Congresul Moldovenilor. L-am întâlnit și pe fratele George Jude, a fost și el acolo, supraveghetorul general al organizației Assemblies of God. Frații de acolo prin mine vă salută în numele Domnului Iisus. Duminica trecută, la programul de dimineață, am fost la Vicovul de Sus, acolo unde a avut loc dedicarea casei de rugăciune a Bisericii Pentecostale Sfânta Trăime. Și m-am întâlnit acolo cu mulți slujitori, cu mulți bucovineni și vă salută și ei prin mine în numele Mântuitorului. Duminică seara am fost la Iași, la Biserica Ziua Harului, unde am participat la o slujbă de ordinare, 4 diaconi și 2 presbiteri, și frații de acolo vă salută în numele Domnului. Și fie ca harul și pacea să vă fie dăruite din belșug, din partea celuia de care ne sunt legate toate speranțele, numele Lui este Iisus Hristos. Sunt pentru a treia oară la Londra. Prima dată am fost în 1992, invitat de un păstor englez, un frate cu inimă pe care l-am cunoscut în anii adolescenței. Venea din când în când în România și mai ales la Arad, așa am înțeles eu, și a vrut să mă ducă să văd Londra și am fost în câteva biserici engleze. A doua oară am fost în anul 2006, la invitația fratelui Cornel Nistor, de altfel nu știam să fie altă biserică română atunci, am înțeles că ar mai fi fost totuși una, oricum cel mult 2. Și acum, după 10 ani, 2016, eu în țară știam că sunt 30 și, fratele Ovidiu spunea 40 și, probabil că nimeni nu știe numărul exact, dar simt o durere în sufletul meu pentru ceea ce l-am auzit pe fratele Ovidiu afirmând, dar m-aș bucura și aș dori din toată inima ca această conferință să fie un început și un semnal
Pentru toți aceia care iubesc pe Domnul Iisus, e normal ca bisericile Domnului să se apropie unele de altele, e normal să ne rugăm, să lucrăm și să luptăm pentru unitatea frățească. Am înțeles și vom înțelege că asta este voia Domnului și dacă vrem să facem voia lui Dumnezeu, să împlinim Scripturile, trebuie să avem în vedere întotdeauna unitatea frățească. Tema repartizată mie este unitatea bisericii ca și comunitate. Un subiect extrem de important în vremuri extrem, extrem de grele. Votul britanicilor de alaltă ieri a divizat Marea Britanie. Faimosul Regat Unit a slăbit Uniunea Europeană, care oricum nu era unită. Trăim într-o lume dezbinată, probabil mai dezbinată ca oricând. Autoritatea nu este recunoscută. Oamenii aleargă după plăceri, sunt egoiști, sunt tabere, sunt partide, sunt blocuri militare și așa mai departe. Societatea omenească în general e foarte dezbinată. Societatea românească este și ea dezbinată. Dar ce-i mai dureros, creștinismul este dezbinat și mai divizat ca oricând. Foarte multe confesiuni creștine, dar în ultimii ani, pozițiile și atitudinele confesiunilor creștine față de ceea ce aduce postmodernismul ne dezbină și mai mult și mai tare. Știți, ați citit, probabil și ați auzit, că există biserici creștine și mă gândesc la cea episcopaliană, la presbiteriană, la anglicană și la altele, care n-au poziții biblice față de homosexualitate, față de parteneriatele între persoanele de același sex, căsătoriile între persoane de același sex, avort și așa mai departe. Și creștinismul este mai divizat ca oricând. Și în aceste vremuri ar trebui să ne aplecăm mai mult asupra acestui subiect. Noi credem în unitate. Într-o lume dezbinată, în aceste vremuri de pe urmă, când creștinismul e mai divizat ca oricând, noi ca oameni ai lui Dumnezeu, ca frați mai mici ai Domnului Iisus, trebuie să ne rugăm, să lucrăm, să ne sacrificăm și să luptăm pentru unitate. Și voi prezenta subiectul acesta cu ajutorul lui Dumnezeu, folosindu-mă de Sfânta Scriptură, care este revelația specială a lui Dumnezeu. Și Biblia vorbește foarte mult despre unitate. În Sfânta Scriptură, numită de mulți Cartea Cărților, găsim modele de unitate desăvârșită. Eu am găsit trei și vi le prezint. În primul rând, Sfânta Trăime sau Trinitatea. Un singur Dumnezeu, trei persoane. În Sfânta Trăime există unitate desăvârșită. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt una. Relațiile dintre persoane sunt desăvârșite. În ceea ce ne privește pe noi, vorbim, teologii vorbesc despre dispensația Tatălui, dispensația Fiului, dispensația Duhului Sfânt. Dispensația Tatălui a început pe muntele Sinai, când Dumnezeu a venit la Israel și a început să locuiască în mijlocul lui Israel. Dispensația Fiului a început atunci când Domnul Iisus a venit pe pământ.
Dispensațiunea Duhului Sfânt a început în ziua cincizecimii. Un Dumnezeu și trei persoane. Nicio dezbinare nu există în Sfânta Treime. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au lucrat pentru noi oamenii și în Vechiul Testament și lucrează și în Noul Testament. Și Domnul Iisus, când s-a rugat, a spus: Tată, cum noi suntem una, așa aș vrea să fie una și aceea pe care Tu mi-ai dat. Un al doilea exemplu de unitate desăvârșită. Lumea din cer, dacă îmi pot exprima în felul acesta. Citim în Apocalipsa 4 și Apocalipsa 5. Și suntem uimiți de unitatea care există în cer, în lumea aceea cerească. În Apocalipsa 4 ni se spune că Ioan l-a văzut pe Dumnezeu șezând pe scaunul său de domnie. A auzit făpturile vii, cele patru făpturi vii, spunând: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este și care vine. Și când făpturile vii au spus aceste cuvinte, cei 24 de bătrâni s-au închinat și și-au aruncat cununile înaintea celui care stătea pe scaunul de domnie. Asta înseamnă unitate desăvârșită. Apoi Apocalipsa, capitolul 5. Ioan zice: împrejurul scaunului de domnie a lui Dumnezeu am văzut de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii de îngeri. Nimeni nu poate socoti numărul îngerilor. Eu zic miliarde de miliarde. Mult mai multe ființe în cer decât pe pământ. Mult mai multe ființe în cer decât numărul total al locuitorilor planetei de acum și din toată istoria. Specialiștii spun că pe pământ până acum s-au născut 106, poate 107 miliarde de oameni. Dar în cer există miliarde, miliarde, de miliarde de ființe. Dar nu-i nicio dezbinare. Toate ființele cerești se închină înaintea Tatălui și înaintea Mielului care a fost junghiat. Asta e imaginea din Apocalipsa, capitolul 5. Unitate desăvârșită în Trinitate, unitate desăvârșită în cer. Dar Mântuitorul a realizat și realizează unitate desăvârșită și în biserica sa. Și mă refer la trupul său. Pavel scrie la 1 Corinteni, capitolul 12, că în trup nu există nicio dezbinare și mădularele îngrijesc unele de altele. Când suferă un mădular, suferă toate împreună cu el. Și atunci când este prețuit un mădular, se bucură toate celelalte mădulare. În Biserica Domnului Iisus Hristos, Biserica Universală, nu mă refer la cea catolică, ați înțeles, în biserica formată din pietre vii, în Biserica Domnului Iisus Hristos comparată cu un trup, El este capul trupului, există unitate desăvârșită. Dragii mei, unitate în Sfânta Trăime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt una. Unitate desăvârșită în cer, chiar dacă sunt miliarde de miliarde de ființe cerești. Unitate desăvârșită în trupul Domnului Iisus Hristos. Și se pune întrebarea: poate exista unitate între oamenii care aparțin Domnului Iisus Hristos? Și mă refer acum la biserica sau bisericile locale. Suntem diferiți, suntem imperfecți. Poate fi unitate? Mântuitorul nostru, înainte ca să moară pe cruce, s-a rugat și cunoaște celebra rugăciune din Ioan, capitolul 17. Și a spus: Tată, vreau ca aceea pe care Tu mi-ai dat să fie una și mă rog și pentru aceia care vor crede în mine prin cuvântul lor. Asta înseamnă că Domnul avea în vedere toate generațiile, absolut toate generațiile. Și aș vrea să urmărim în continuare
unitatea primilor creștini și apoi să ne uităm în câteva locuri din Scripturi și să vedem cum aceia care au crezut în Domnul Iisus prin cuvântul apostolilor s-au rugat și au luptat pentru unitate. Noi românii, zic eu, avem o dovadă recentă că este posibilă unitatea. Am impresionat lumea întreagă prin cazul Botnariu. Și știu ce spun. Un ziarist de la noi din România scria într-un articol: s-a văzut acum solidaritatea și forța cultului pentecostal. Sigur, au fost cu noi la protestele pe care le-am avut și frați baptiști, în unele locuri creștini după Evanghelie, poate și ortodoși, dar mai puțini. Eu am fost la 3 proteste, 2 la Raș și 1 la Oradea. Și am urmărit ce s-a întâmplat pe 16 aprilie și în Europa și în America, și în Australia chiar. Am avut acest lucru comun, o cauză comună. Toți am gândit și am considerat că e nedrept ce îi se întâmplă familiei Botnariu. Am zis între noi, este un abuz și trebuie să fim alături de ei. Și români, să zic evanghelici, de pe toate meridianele globului pământesc, ne-am unit și am biruit. Biruința, evident, este a Domnului. Și zice, măriți să fie Domnul! Rugăciune, post, proteste pașnice, demersuri diplomatice, avocați și așa mai departe. Dar important este rezultatul. Și eu cred că acest caz ne-a dovedit că se poate, trebuie să fim una și se poate să fim una. Unitate înseamnă coeziune, omogenitate. Înseamnă ceva ce nu poate fi divizat, unire și așa mai departe. Și haideți să vedem cum rugăciunea Mântuitorului nostru a fost ascultată și să ne referim la biserici locale. Mântuitorul s-a rugat pentru unitatea ucenicilor săi și într-adevăr ei au fost una. Înainte de 10 zile au fost în rugăciune, ei și alți credincioși, alți oameni care credeau în Domnul Iisus și cu toții așteptau revărsarea Duhului lui Dumnezeu. Așteptau mângăitorul, promisiunea pe care a făcut-o Domnul. Își imaginează cineva că în cele 10 zile de stăruință au fost persoane care au bârfit, au spus, noi suntem buni, ei sunt răi? Credeți că dacă nu era una în Hristos, ar fi mișcat Domnul prin ei întreg Ierusalimul în ziua cinzecimii? Au fost una, s-au rugat, au rezolvat și problema înlocuirii lui Iuda în perioada aceea, dar citind cu atenție relatarea lui Luca din Fapte 1, înțelegem că erau una, stăruiau în rugăciune și așteptau coborârea, venirea Duhului Sfânt. Biserica de la Ierusalim a fost prima biserică locală. Și tema noastră este unitatea bisericii ca și comunitate. Pentru prima dată s-a vorbit de comunitatea creștină. 3120 de membri după ziua cinzecimii. Întreb, erau uniți sau dezbinați? Fiecare era plin de frică. Când ești plin de frică,
Nu-i alimentezi pe aceia care dezbină. Când ești plin de frică, ai grijă la fiecare cuvânt pe care rostești, la fiecare faptă pe care o săvârșești, la fiecare inițiativă pe care o ai. Când ești plin de teamă sfântă, te gândești ce-ar face Domnul dacă ar fi în locul meu. Și noi știm ce-ar face Domnul Iisus Hristos. 3120 de membri și în Fapte 2 cu 42 citim că stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Învățătura apostolilor era de fapt învățătura Domnului Iisus și oriunde te uiți în ce a spus Domnul, vezi că toate cheamă și duc la unitate. Așa ar trebui să predicăm și să învățăm pe cei care ne stau înainte întotdeauna. Să urmărească unitatea. Învățătura să fie pentru unitate. Și apoi să stăruim în legătura frățească. Dragii mei, noi suntem frați, suntem copii aceluiași tată. Avem harul și onoarea să-i spunem lui Dumnezeu Ava, adică tată. În trupul Domnului nu-i de spinare. Iar noi vrem să spunem că se demădulare în trupul Domnului. Sigur, sunt și firești în bisericile locale. Dar totuși ar trebui să predomine spiritualitatea. Ar trebui ca într-o biserică locală să se vorbească despre unitate și să se stăruiască legătura frățească. Părtășia frățească să fie plăcută și dulce. 4 stâlpi ai bisericii primare, spun unii, Fapte 2 cu 42. Eu cred că ar trebui să numim mai degrabă discipline spirituale, învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciuni. Frângerea pâinii. Aici e vorba de cina Domnului, exact în versetul acesta. Ori noi care suntem mulți luăm din aceeași pâine și împărtășirea cina Domnului trebuie să ne apropie unii de alții, să întărească unitatea frățească. Și rugăciunea de asemenea. Și din când în când ar trebui să ne rugăm pentru unitatea frățească. Noi la Rad, gloria în numele bisericii pe care o slujesc ca păstor, am hotărât de câțiva ani ca în fiecare lună, în ziua de marți, înainte de cina Domnului, să avem o zi de post și rugăciune în mod deosebit pentru unitatea bisericii. Sigur și pentru împărtășirea care urmează. Seara ne adunăm și facem ungeri cu undelem pentru bolnavi și ne rugăm și pentru bolnavi, dar unitatea este extraordinar de importantă. Eu am mulți ani de activitate și aș putea spune că am o istorie în spate. Și știți ce am văzut? Bisericile unite. Chiar dacă n-au predicatori deosebiți și cântăreți deosebiți, propășesc. Iar acolo unde nu-i înțelegere, să fie cel mai bun teolog, cel mai mare orator, cel mai talentat cântăreț, bat pasul pe loc. Acolo unde există unitate, există propășire. Mântuitorul s-a rugat pentru unitate, a trebuit să ne rugăm și noi. Și El a spus, mă rog, Tată, pentru aceștia, și pentru aceia care vor crede în mine prin cuvântul lor. 3120 de membri, imediat după ziua cincizecimii, și biserica era legată, era unită, era puternică. Dumnezeu făcea semne și minuni între ei, pentru că erau uniți. După vindecarea ologului de la Poarta Frumoasă, numai numărul bărbaților creștini s-a ridicat la 5.000. Și dacă avem în vedere surorile și copiii, spun unii, poate 15.000 sau mai mulți creștini. Și cu toate acestea vă aduc aminte că după ce Petru și Ioan au revenit la ei lor, s-au rugat cu toți împreună, s-au clătinat temeliile locului aceluia, s-au umplut de Duhul Sfânt,
Și Biblia spune că mulțimea aceasta mare era o inimă și un suflet. M-am uitat într-o Biblie englezească și spune o inimă și un gând, o minte. Pentru că ar trebui să fim una și la nivel de gândire și la nivel de simțire. Și când sunt mulți și se roagă, se întâmplă lucruri extraordinare. Acolo la Ierusalim s-au umplut de Duhul Sfânt și s-au clătinat temeliile locului aceluia. Mi-aduc aminte că noi în Arad, Biserica Gloria, în anul 1994 am avut 7 săptămâni de stăruință. Am programat 3. Până la urmă au fost 7. Martie, aprilie. Pentru că după ce s-a aprins un foc extraordinar, frații au spus, încă o săptămână, frate, încă. Cine ar fi avut îndrăzneala să spună, nu, e destul, anul viitor, că facem în fiecare an stăruință. În perioada aceea, au fost botezați cu Duhul Sfânt peste 170 de suflete. Un frate bătrân a plecat imediat după aceea acasă, mi-a spus într-o seară, în perioada aceea, frate, de 40 de ani mă ocup de stăruințe. Dar ce văd acum aici, n-am văzut niciodată, nici la țară, nici la oraș. Vin, ne întâlnim la 7 seara, o rugăciune individuală, o cântare, după aceea citesc un text din Biblie, ne punem pe genunchi și la miezul nopții trag de ei. Trag de ei și le spun, ridicați-vă, trebuie să mergeți la școală, la serviciu. Mâine seară venim din nou la rugăciune. M-am uitat la ei, i-am studiat, se iubeau unii pe alții. Să vedeți cum se rugau unii pentru alții. Să vezi ce lacrimi, ce părtășie. Atunci am avut harul, era o dorință mea de ani de zile, ca un tânăr botezat de Domnul, într-o seară de luni atunci, să vorbească în limba franceză și eu să înțeleg aproape totul ce s-a rugat prin Duhul Sfânt, evident. Și mi-aduc aminte că după aceea, 94, în prima duminică din iunie, am avut un profesor american la noi, la biserică. Atunci se făceau ceva cursuri pentru diferența, se ridica rangul seminarului la rang universitar și au venit ceva profesori și am fost și eu acolo la cursurile acelea. Fratele Bulgăr era atunci președinte și fratele Șandu era secretar general și au decis ca duminica, prima din iunie, să vină la Arad acest profesor, dimineața să fie la noi, după masă la Betania, unde fratele Tipe era păstor. Și a venit și am dat loc omului să predice Evanghelia și apoi l-am luat cu noi la cină. N-am să uit imaginea niciodată. La un moment dat s-a oprit în mijlocul platformei unde stau formațiile noastre, câteva sute de tineri erau acolo, și a început să plângă pentru că era un cor al lacrimilor, erau proaspăt botezați cu Duhul Sfânt. Știu că el seara s-a întors cu o mașină la București, eu a doua zi luni m-am dus cu avionul și am ajuns puțin mai târziu. Și unii colegi au venit la mine și mi-au spus, ce ați făcut cu profesorul acesta ieri la Arad, că înainte ca să înceapă cursul astăzi, ne-a spus în câte țări a fost până acum, 10 de țări, și n-a văzut nicăieri ce a văzut acolo la Arad. Se spunea că noi, latinii, avem o altă structură sufletească și plângem ușor, iar anglosaxonii ar plânge mai greu, sunt mai relaționali, probabil. Și să vedeți cum a plâns acest american atunci când Duhul lui Dumnezeu l-a cercetat. Era unitate, părtășie, dulceața aceasta pe care numai Domnul o poate da. Biserica primară era unită, ei stăruiau în legătura frățească. Era o inimă și un gând. Asta înseamnă că gândeau la unitatea creștină și au ajuns să și simtă lucrul acesta.
Mai târziu, Marele Apostol Pavel le-a scris acelora care au crezut în Domnul Iisus prin cuvântul lui. Și mă refer la biserica din Corint, biserica pe care el a plantat-o. A stat un an și jumătate acolo. Și la un moment dat a ajuns să fie divizată, dezbinată chiar. Și el scrie în 1 Corinteni 1, versetul 10. Fiți uniți în chip desăvârșit, în gând și în simțire. Numai uniți nu erau cei din Corint. Erau dezbinați. Vă aduceți aminte ce a fost acolo. Erau împărțiți. Unii ziceau, eu sunt al lui Pavel. Alții spuneau, noi suntem al lui Apollo. Alții îl apreciau pe Petru. Alții ziceau, sunt ai Domnului. Noi suntem ai Domnului. Îl apreciez pe Pavel pentru foarte, foarte multe lucruri, ca și dumneavoastră de altfel. Dar cum a gândit și a scris omul acesta celor din Corint, este uimitor, dumnezeiesc. Chiar dacă dintre cei care s-au născut, să spunem așa, în perioada creștină, nimeni nu se poate compara cu el din multe puncte de vedere. Totuși dă dovadă de o smerenie care te pune pe gânduri. Chiar dacă a lucrat mai mult decât toți, spune, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Cei din Corint erau dezbinați? Unii spuneau că sunt al lui Pavel. El a plantat biserica. Alții spuneau că sunt al lui Apollo. Apollo a trecut pe la Corint după aceea. Și este ceea ce eu numesc pentru vremurile noastre evanghelistul ideal. Avea darul vorbirii, Duh înfocat, era și tare în Scripturi și mai apoi cred că a primit și botezul cu Duhul Sfânt. Și era normal creștinii de acolo să apropie foarte mult de Apollo și oarecum Apollo să treacă pe primul loc în inimile lor. Avea carismă, avea lipici la ascultători. Și a făcut și el o lucrare bună. Și Pavel spune, cine e Apollo de fapt? Cine e Pavel și cine e Apollo? Niște slujitori al lui Dumnezeu. Eu am sădit, Apollo a udat, Dumnezeu a făcut să crească. Cine sădește și cine udă sunt tot una și sunt nimic, de fapt, dacă Dumnezeu nu face să crească. Dragi slujitori, de multe ori nu există unitate și vinovați suntem noi. Primii vinovați suntem noi. În 2014, după ce am fost ales președintele comunității de Arad, am spus am trei obiective și să știți că mă gândesc des la ele. Primul, păstrarea credinței, care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Al doilea obiectiv, unitate, am spus a comunității și apoi la congres am spus a cultului. Și apoi al treilea obiectiv, dezvoltarea lucrării. Despre aceste trei obiective am vorbit și în noiembrie 2014, când a fost ales președintele cultului. E așa de important să păstrăm credința dată sfinților odată pentru totdeauna și la fel de important să ne rugăm, să lucrăm, să ne sacrificăm și să luptăm pentru unitate. Și apoi urmează dezvoltarea de la sine, să știți. Dacă păstrăm credința și dacă suntem uniți, Dumnezeu binecuvântează lucrul mâinilor noastre, sămânța pe care o sădim, sămânța pe care o udăm, pentru că El este acela care dă viață, El străpunge inimile oamenilor, El îi atrage în împărăție pe oameni, n-a spus înainte ca să plece la cer, după ce voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage la mine, pe toți oamenii, nu noi, ci El. Pavel a spus la urma urmelor, și eu, și Apollo, și Petru, și toți ceilalți, suntem doar niște slujitori, instrumente în mâna Marelui Stăpân. Și dacă ne smerim, să știți, Dumnezeu ne va da și lumină, și putere, și înțelepciune,
să facem ce trebuie făcut în momentul în care apar fisurile, în momentul în care pare că ceva nu merge și s-ar putea să se apropie dezbinarea. Vedeți acolo la Corint, în biserica din Corint, erau foarte multe probleme. Oamenii erau împărțiți, era păcat, erau păreri diferite cu privire la îmbrăcăminte, la cina Domnului, greșeli în practicarea darurilor spirituale. Erau împărțiți cu privire la învierea morților, știți foarte bine, și Pavel spune, sunt între voi unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, o spun spre rușinea voastră. Și biserica din Corint era foarte, foarte dezbinată. Nu știu dacă vreo biserică din cult, îndrăznesc comparația asta, e chiar atât de dezbinată cum era cea din Corint, din ce înțeleg eu. Și totuși, că altceva vreau să subliniez, totuși Pavel le spune, fiți uniți în chip desăvârșit. Fiți uniți în chip desăvârșit. În gând și în simțire. Știți ce înțeleg eu de aici? Că unitatea trebuie să fie în minte prima dată. Trebuie să o gândim. Trebuie să o vrem. Și la un moment dat o și simțim cu inima. De altfel, fiecare așa ar trebui să se roage lui Dumnezeu. Nu numai păstorul, conducătorul, diaconul, prezbiterul, cei din comitet, bătrânii adunării. Absolut toți ar trebui să aibă gândul pe care l-a avut Domnul Iisus Hristos. Unitatea se realizează în gând și în simțire, în minte și în inimă, dacă vreți. Și dacă vom gândi mereu, ce trebuie să facem? La ce trebuie să renunțăm? Și vom și simți că e nevoie aceasta. Vom simți și în inimă. Eu nu cred că Dumnezeu nu ne va ajuta să fim una și să realizăm unitatea frățească. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și am citit în această zi dintr-o epistolă pe care Pavel a scris-o în timpul primei sale întemnițări, probabil, așa cred cercetătorii, la Roma. A scris Filipenilor cam la 10 ani după ce a plantat această biserică, omul care era în lanțuri, spune în capitolul 1 că era în lanțuri. Și apostolul, fondatorul acestei biserici, spune că bucuria lui ar fi fost deplină dacă îi știa pe cei din Filipii una, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slabă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Aici el spune niște lucruri concrete. Ce ar trebui să facă frații creștinii pentru că să realizeze unitatea? Să nu facem nimic din duh de ceartă și nici din slavă de șartă. Dacă toți ne-am smerit înaintea lui Dumnezeu, să rămânem în umbră și unul mare să fie între noi. Domnul Iisus, am realizat unitatea frățească. Evanghelia nu trebuie predicată din duh de ceartă. E drept că Pavel a spus, ce ne pasă nouă, Evanghelia este înaintează. Dar nu erau frați din biserică. Frații din biserică n-ar trebui să predice Evanghelia din duh de ceartă, ci călăuziți de Duhul lui Hristos, autorizați de Duhul Sfânt, ar trebui să predicăm Evanghelia întotdeauna, să nu facem nimic din slavă de șartă. Și le spun, mă adresez special celor mai tineri, noi am trecut prin viață. Și de câțiva ani spun că toate lucrurile le văd altfel la vârsta mea. Și lumea, dar și lucrarea lui Dumnezeu. Nu cumva să cântați ca să ieșiți în evidență și să fiți lăudați de oameni. Nu cumva să predicați și să ascultați pe cineva spunând, ești cel mai bun, nimeni nu este ca tine.
Nu cumva să faceți dărnicie și să așteptați laudele oamenilor. Nimic din slavă de șartă, frați, dragi tineri, iubiți slujitori, toate trec așa de repede. Are dreptate Biblia, viața trece ca un vis, anii se duc ca un sunet și rămâne ce am făcut din dragoste, cu smerenie, pentru Domnul și pentru frați. Trece proba focului lucrarea pe care o facem după regulile lui Dumnezeu și ne pierdem răsplata dacă facem ceva din slavă de șartă. Și nu numai că ne pierdem răsplata, stricăm lucrurile în biserică. Oamenii care vin să-L caute pe Dumnezeu simt că noi nu suntem smeriți, nu suntem sinceri și căutăm altceva, ori slavă, ori câștiguri materiale. Dar, dragii mei, să ne uităm la exemplul cel mai înalt, exemplul, modelul suprem pentru noi, este Iisus Hristos. El nu s-a uitat la foloasele Lui. S-a uitat la foloasele noastre. Asta ar trebui să fie gândirea celor care slujesc. Așa se realizează unitatea frățească. Unul mare, unul singur să fie mare între noi întotdeauna, Iisus Hristos, El să strălucească. Și pe toți cei care ne ascultă, fie că e vorba de predică sau de cântare, să-i chemăm să se uite la El și prin lucrarea pe care o facem, după voia lui Dumnezeu, să se vadă întotdeauna Domnul Iisus Hristos. Și Pavel îl dă exemplu pe Domnul și spune, El nu s-a uitat la foloasele Lui. S-a uitat la noi și la lumea întreagă, măcar că avea chipul lui Dumnezeu. N-a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și pentru că a biruit pe cruce, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi, din cer, de pe pământ și de sub pământ. Spuneam că în cer există unitate desăvârșită. În biserica Domnului există unitate desăvârșită. Și o aștept momentele acelea binecuvântate, în orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ, să se închine înaintea biruitorului de pe cruce și orice limbă să mărturisească faptul că Iisus Hristos este Domnul. Amin. În mileniu, cred eu, când Mântuitorul împreună cu biserica va guverna și pe pământ vor fi 1000 de ani de pace, toți îl vor cunoaște pe Domnul. Și așa înțeleg eu din profeții că nu va fi dezbinare, că diavolul va fi legat. Se spune că pe piatra unghiulară a sediului Națiunilor Unite există versetul acela din Isaia, care vorbește despre ce va face Domnul în împărăția de 1000 de ani. Omenirea nu reușește, Națiunile Unite nu reușește să unească națiunile planetei. Vedeți dumneavoastră că nu reușesc. Se vorbește de mondializare și se încearcă realizarea ei. Se vorbește de guvernul global și guvernul mondial și va apărea la un moment dat. Mă bazez pe Scriptură, nu pe ce spun ei. Va apărea la un moment dat. Va fi totul prin forță și teroare. Dar noi vorbim de o altfel de unitate pe care o realizează Domnul prin noi. Nu prin forță, nu prin vărsare de sânge, nu amenințându-i pe aceia care nu se supun. O unitate realizată prin dragoste, smerenie, rugăciune, post, jertfă, renunțare,
și așa mai departe, instrumentele, armele cu care luptăm, sunt armele luminii. Domnul ni le-a dat personal, crede în unitate, în unitatea creștinului cu Domnul, în unitatea bisericii locale, cred asta. Cred în familii unite și puternice. Văd ce se întâmplă și vedeți și dumneavoastră. Diavolul prin oamenii lui vrea să distrugă familia. Vrea să distrugă biserica. Luptă pentru depersonalizarea omului, robotizarea lumii. Cine mai știe ce au în minte? Din când în când mai spun, mai citim și mai înțelegem și noi câte ceva. Dar eu cred că ultimul cuvânt îl are Domnul Iisus Hristos. Rugăciunile lui din Ghețimani, rugăciunile pe care le-a făcut când s-a retras în singurătate, nu pot fi fără rezultat. Jertfa lui de pe cruce are rezultate binecuvântate. A întemeiat biserica și despre biserica a spus: zidesc biserica mea și porțile, locuințe morților, nu vor birui. 2000 de ani au trecut de atunci. Diavolul a schimbat de multe ori strategia și a vrut să distrugă biserica, vrea să distrugă și familia. Eu cred că nu va reuși să distrugă cele două instituții care vin de la Dumnezeu. Dumnezeu a întemeiat și familia, Dumnezeu a întemeiat și biserica. Domnul le are în vedere, este ocrotitorul familiei, este ocrotitorul bisericii, binecuvântat să-i fie numele. El este Alfa și Omega, e cel dintâi și cel de pe urmă, binecuvântat să-i fie numele. Dar noi trebuie să ne facem treaba, să ne facem datoria și întotdeauna să auzim glasul Domnului, să înțelegem care este voia Lui. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Într-o lume dezbinată, noi să fim preocupați de unitate. Într-un fel, misiunea noastră la Londra este mai grea. Am în vedere ce a spus fratele Ovidiu. Am mai auzit și eu că lucrurile stau așa. Dar dacă situația, cazul familiei Bornariu ne-a unit, de ce n-am putea să fim și noi uniți când avem 99 de lucruri în comun? Sunt și mici diferențe. Eu pe linia tatălui sunt a patra generație de penticostali. Pe linia mamei sunt a treia generație de penticostali. Și am o vârstă. Și am călătorit foarte mult. Aș putea spune că în ultimii 35 de ani sunt tot pe drumuri. Evanghelia o predică de 42 de ani, dar în primii ani nu așa de mult. Dar cam de 35 de ani am fost tot pe drumuri și în nord, și în sud, și în est, și în vest, și în Europa, și în Statele Unite. Și vorbesc acum de penticostalii români. Dacă am stat la o masă să punem lucrurile comune, toate pe hârtie, credeți-mă, 99% sunt același, chiar dacă ni se pare uneori că sunt diferențe mari între ei și aia. Nu sunt mari, să știți. Ele sunt destul de mici. Și nu spune Biblia că asupra părerilor îndoielnice, diferite, să nu zăbovim. Să nu ne certăm, Dumnezeu ne va lumina. Și ceea ce avem în comun, lucrurile comune, ar trebui să ne pună împreună. Să avem părtășie. Știți că penticostalii români în Statele Unite au un eveniment anual și mie îmi place, am fost la vreo 10 convenții. Convenția penticostalilor români din Statele Unite și Canada se adună câteva mii și este extraordinar, chiar dacă mai sunt diferențe. Ar trebui să strângem rândurile în jurul Domnului Iisus Hristos, să ne iubim unii pe alții, să ne prețuim unii pe alții, să ne ajutăm în rugăciune. N-a spus Domnul că dacă doi se vor învoi să ceară ceva de la Tatăl Ceresc, le va fi dat? În încheiere, vă spun o experiență, foarte pe scurt.
1991, era vara. Am primit un bilet la Bonn. Era un frate pe care îl știam, a crescut cu mine în biserică. Și îmi zice, vreau să spun că astăzi am ieșit de 17 ore afară. Avea o formă de cancer la colon și am înțeles că a ieșit și a pierdut sânge de fiecare dată. Probabil că mă apropii de sfârșit. Cere bisericii să se roage pentru mine, dar nu-mi spune numele. Nu l-am ascultat. M-am ridicat și am spus numele, avea 6 copii. Și am mai zis, s-ar putea de felul în care noi ne rugăm acum să depindă sănătatea lui sau boala lui, să se întâmple ceva. Și după scurtă vreme mi-a spus, am lucrat la o biserică din județul Arad, s-a dus că era tâmplar foarte bun și a lucrat acolo la șantier. Deci 17 ore, n-am mai avut nicio nevoie fiziologică, iertați-mă că mi-exprim așa. Lui Dumnezeu îi plac și simetriile. De 17 ori și-a pierdut sânge de fiecare dată, ați înțeles? Și mai 17 ore a muncit non-stop, că era foarte, foarte harnic. Vedeți ce face unitatea? Pentru că cei din biserică îl știau, a crescut sub ochii lor, a cântat pe la fanfară, a recitat poezii și era cunoscut de 10 de ani. Și când le-am spus fraților de 17 ore a ieșit azi afară și a pierdut sânge de 17 ori, oamenii s-au gândit că e gata și viața lui este aproape pe sfârșit. Și Domnul a intervenit pentru că El ne ascultă când ne rugăm din toată inima, ne rugăm cu credință și dacă suntem una. Domnul să ne binecuvânteze. Și să ne ajute să ne rugăm, să lucrăm, să ne jertfim și să facem tot ce știm și tot ce putem, chiar să luptăm pentru unitatea frățească. În Biserica Domnului suntem una, dar să ne ajute Domnul să fim una și în biserica locală în care Domnul ne-a așezat, să-i slujim și să ne pregătim pentru răpire. Amin.